ucrainienii practic au întors tabla de șah, a răsturnat tabla de șah și noi putem să-i învingem pe ruși, noi putem să-i batem pe ruși, hai să spun chiar pe propriul lor teritoriu, ceea ce aici nu s-a mai întâmplat de 80 de ani. El se ține acolo pe, pe niște falsuri. Da, pe, păi, se ține pe niște aparențe. Dar uitați-vă că realitatea a venit și în Federația da, Rusă. Ei la ocuparea Chievului, la apărarea Curscului asta cine s-ar putea fi gândit și asta irădează, o să fie o problemă, adică ce fel de... Noi nu ne putem elibera măcar propriul teritoriu, ci că tot noi în Ucraina, adică asta fi. o să lase loc de interpretări, adică foarte multe, dar să ne facem griji cel puțin, fiindcă prin această stație vine și gazul care este destinat Republicii Moldova sau în transnistrie, da. Partenerii occidentali și aliații Ucrainei văd că Rusia nu este atât de tare cum pare ea și încearcă să creeze aprenzele. Se așteptau să nu-i atingă nimeni. Să, să nu și s-au adresat la este, asta, instituții și organizații internaționale pentru a condamna acest atac. Adică, come on, voi, vă... doi ani în jumătate. Dacă ei minimizează atât de tare situația de acolo, înseamnă că e mult mai grav, pentru că l-am văzut pe Putin. O față înnăcrită, o Ucraininii s-au pregătit de ceva luni bune. Un eșec al serviciilor secrete rusești. O lecția învățată au și -au, pus și au început și au pregătit această operațiune, anume prin prisa faptului că nu o să fi divulgat niciun fel de informații pentru a nu vedem numărul ăsta e impresionant. Sute, Sute de, 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 prizonieri, prizonieri. De, inclusiv unii recruți care sunt militari în termen, da? Cert că scopurile sunt mai multe. Ok, ocupi o reșel, ocupi o localitate, ocupi nu știu, un nod feroviar, dar dacă ocupi o centrală nucleară, tocmai a Federației Rusii, asta afișând o, o lovitură și mai mare pentru imaginea și pentru moralul rușilor. Astăzi, la raport, discutăm cu Horia Pavel analist watchdog specializat pe domeniul securității. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Bună ziua, Nicolae, mă bucur să ne vedem aici. Sper că o să avem o discuție interesantă. Da, interesant pentru că avem un subiect de actualitate foarte, foarte discutat atât pe plan intern cât și pe plan extern. Mă refer la această incursiune, deja să fac 8 zile, incursiunea ucrainenilor în Cursc, o regiune a Federației Ruse. Chiar ieri vedeam niște relatări ale lui Sârski, generalul ucrainean, spunea că deja sunt 1000 de kilometri în controlul sau ei controlează în jur de 1000 de km din această parte a Federației Ruse. Pentru mulți a fost o surpriză, cel mai probabil și pentru ruși, pentru că altfel s-ar fi pregătit din punctul tău de vedere. Sau pentru tine, de fapt, a fost o surpriză sau nu prea? sincer, da, și cred că pentru foarte multă lume, practic, pentru toată lumea a fost asta o surpriză, mai puțin probabil pentru cei care erau, <coughs> cunoșteau planurile acestea de, pentru această acțiune uh, în interiorul Federației Rusiei și asta a fost probabil un cerc foarte restrâns de oameni, probabil cineva din comandamentul suprem al stat mare, stat major al Ucrainii, probabil un, un, grup foarte restrâns din aliații ucrainei, în rest probabil nu cunoștea nimeni pentru a nu, pentru asta și era scopul și esența acestei operațiuni, însă și elementul acesta surpriză și chiar a surprins pe toată lumea, inclusiv uh, hai să spunem aici, cred că așa cele unități militare ucrainieni care erau masate la cotar cu de astea junii nu credeau că, și nu, probabil nici nu știau care sunt, pentru ce ei se pregătesc, pentru ce ei se adună acolo, pentru da. că după mine asta este și o, un exemplu de maestrie militară, că trebuie să, să, ai capacitatea aceasta de a duce în eroare, da? trebuie adversarul pentru ca să schimbi aparențele, fiindcă atunci de regulă când masezi anumit număr de trupe într-o regiune sau într-un punct anume, fie te pregătești de o ofensivă, fie uh, te pregătești, te pregătești tu de o ofensivă adversarului. Și iată că iată, acum când stai și analizezi ce a fost în, în trecut, înțelegi că ucraininii s-au pregătit de ceva luni bune, pentru că a fost o perioadă vreo lună urmă, dacă nu mai mult, când a apărut un spațiu public, așa, hai să spunem asta, partea operațiunii de dezinformare, da? sau contraspionaj, așa, sau uh -huh. serviciile de contraspionaj, în care, după incursiunea din Harkov, a rușilor, când a început da, 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 în da. luna mai, a început să fie în spațiu public transmisă informația aceasta, care exista riscul că rușii ar ataca regiunea aceasta Sumă, care este la hotar cu regiunea Suma, da, Curscu. Este, Curscu, da, exact. Și asta atunci nu înțelegeam, pentru că ei... Ucrainenii au lansat informația au asta. lansat informația că uite Să S-aibă pretext, să... pretext exact, să aibă pretext, <laughs> pentru de ce ei își masează trupe acolo la să graniță. Să nu fie prinsi cumva. Da, nu. da, ca să nu se prindă rușii că ăștia pregătesc ceva, probabil urmează vreo ofensivă. Acum hai să ne pregătim. Iar eu luat, hai să spunem, inițiativa și noi ne pregătim că există informații, riscul că rușii ar ataca și regiunea aceasta și noi, iată, masem trupe aici la graniță, suplimentăm numărul de unități de artilerie, de echipament, muniții și așa mai departe. Pentru asemenea operațiuni trebuie să-ți acumulezi și pentru da, rezervi, rezerve, da, ca să ai această suport logistic din partea pentru trupii să ai din partea forțelor care se află, care anume se ocupă de logistică, trebuie să le acumulezi ca să le poți livra într-un moment scurt și să ai posibilitatea asta că ei să avanseze ceea ce au făcut și acum. Și iată, pot să spun că este o surpriză probabil pentru toată lumea, pentru toți, pentru toți hai să spunem așa, militari care practic urmăreau și analizau această, această confruntare și situația care era până la acest moment pe linia frontului și cel mai mult probabil rușii au fost uh, surprinși de această, această incursiune. Da. Uh, un eșec al serviciilor secrete rusești, putem spune, pentru că să lași o zonă de la graniță atât de liberă în momentul în care tu ești într-un război cu țara vecină, să fii atât de relaxat, au intrat ca în curechi, mai, mai ales în primele zile. Da, e... Uite că asta nu este primul eșec al. Clar. Uh, da. Bun, hai să spun primul. Cel mai mare este faptul ăsta că au fost, că au, că au pornit această invazie, au avut în general informații hai să spunem, utopice, că Ucraina va ceda în câteva zile, că vor reuși să i A, ei tine, în general? O... Da, asta, asta a fost cea mai mare, hai să spun, și asta tot s-a ocupat, s-a ocupat, ocupat inclusiv Facebook, ul care el de regulă se ocupă de chestiile politice, hai să spun așa, care încearcă să creează această rețea de uh, agenți sub acoperire sau de persoane loiali, care ar, iar facilita faptul ăsta de a prelua puterea, da? de cum da, ei preconizau, da, da. dar este serviciul ăsta de... Uh, spionaj contra spionaj, care anume din cadrul armatei. Ei se ocupă de regulă de tot ce ține de monitorizarea adversarului și ce capacități ale el, capabilități, care este moralul, care, este, care sunt perspectivele. Și iată, da. asta a fost eroarea acestui, serviciu. A fost contraofensiva din e, toamna anului 2022, când au eliberat regiunea Harcourt la fel, în operațiuni care i-a luat presoprindere pe ruși și au reușit să descarcile de da, au fost aici nu doar putem să notăm și cu serviciilor ruse, da, de contraspionaj, dar și maestria ucrainienilor, anume a serviciilor ucrainieni, care iarăși au jucat și le au le-a le reușit acest lucru. Și atât a fost atunci în Harkov la fel o o operațiune fulminantă, Ei, practic au eliberat în decurs de o luni de zile toate jumătate regiunea Harkov și de frontul de la de toată linia de apărare a a rușilor se prăbușise atunci, au capturat o mulțime de uh, Prizunir, de. tankuri, tancuri, practic erau de acolo, că ei fugeau părăsind tot, au acumulat da, da, și da, au da, capturat muniții, tankuri, sisteme de artilerie și tot ce au putut, adică au înaintat foarte repede. Deja uh, răscoala aia lui Prigojin, care la fel nu se știe cum de ea le-a scăpat sau S-a da. făcut că au scăpat chestia asta? Aici deja sunt unii de detalii, nuanțe care probabil noi nu le cunoaștem pe toate. Și iată a treia care probabil, hai să spunem, cred că în toată care măsură ea va schimba cursul acestui război. Și anume, perspectivele acestea, cum da. ar putea să el să evolueze Descute. în continuare. Discutăm da. acum. Și iată, acestea sunt trei... mari Trei mari șecuri, anume dacă vorbim despre ce servicii secrete și... Și pare mi se, atunci cu contraofensiva în Harkiv, to tot, tot a stat la Da, vas. el a fost, el a fost acum Sârschi, atunci el era comandantul grupării de armate Nord, care da. nume el a, comandat, el a comandat și i a organizat acea ofensivă, hai să spunem așa. Când că atunci, dacă revenim un pic la, la acel episod, atunci ei au lansat inițial, la sfârșit de august, o ofensivă în Herson, Aia și au mutat tot trupile, pentru a isperia. Tot pentru a speria. Adică ei oricum aveau ca drept scop să elibereze și acea regiune, partea, de, partea dreapta Niprului. Au lansat o operațiune timp de șase, șapte zile aia și au comasat trupele și au mutat trupele din Harcov spre regiunea Herson, care era un cap de pot, chiar putem spune, care avea drept scop deja inițial Nicolae, Vodes și așa mai departe. Și când s-a subțiat, hai să spunem, s-a redus numărul de, de trupe acolo care păzeau acea regiune, ei au atacat deja partea aceasta și practic frontul atunci chiar s-a rupt, adică ei fugeau, cum și-am spus. Și iată în momentul acesta noi ne aflăm într-o situație în care deja am, -am văzut pașii care i-a făcut Ucraina, deja așteptăm, hai să spunem, riposta da, a Federației Ruse. Da. Eu vedeam în presa internațională diferite informații, The Times scria la fel că ucrainenii au fost inventivi aici, s-au mișcat rapid cu grupușoare mici de, de soldați, foarte bine antrenați, pregătiți de câteva luni, pentru că altfel n-ai cum. S-au inspirat inclusiv și din intenția lui Prigojin de a ajunge la Moscova, au văzut care au fost breșile atunci, au profitat la maxim. Pe mine mă interesează spațiul informațional în acest context. Practic, cam tot ceea ce aflăm noi despre această operațiune ucraineană, aflăm din spațiul informațional al Federației Ruse, pentru că ucrainenii tac, ei nu spun nimic. Filmează foarte puțin, nu dau informații exacte, nu dau nici planurile. Federația Rusă, mai cu seamă propagandiștii de la Moscova, chiar râdeam zilele trecute, ei minimizează de fiecare dată orice acțiune a Ucrainei. Exact. Spuneau că deja au ucis o mii de ucraineni, cu o zi înainte spuneau că o mii de ucraineni au intrat în general în curs. Adică practic toți au ucis, dar cert că ucrainenii încă înaintează. Încă înaintează și nu au fost respinși, da. Asta este și unul uh, din motivele acestui succes, anume uh, acoperirea asta informațională. Adică ucrainenii și-au învățat lecția, dacă revenim un pic în uh, trecut nu foarte îndepărtat, ce anume ofensiva aia din 2023, din vara trecută. Care au pregătit-o foarte, foarte mult informațional, au, creat așteptări, așteptări da? foarte mari, a, a transmis deschis informația asta și inclusiv adversarului inamicului. Se știa perioada. Se perioada, că începutul verii ar urma să, să, înceapă această ofensivă, rușii s-au pregătit atunci foarte bine, adică și-au creat un sistem de apărare solid, au minat teritorii imense acolo și ucrainenii, datorită faptului că nu aveau nici suport aerian semnificativ, au, au suferit și sau, sau, nu au obținut ce obțin rezultatele. Iată, acum, cu lecția învățată, au, -au pus și au început și au pregătit această operațiune, anume prin prisa faptului că nu o să fi divulgat niciun fel de informații pentru a nu permite rușilor care cumva să poată să anticipeze unde ar putea să meargă, care sunt rezultatele, fiindcă cum s-a dovedit situația cu informațiile da, sau cu actualizarea informației de teren la ruși stă foarte prost, adică chiar dacă acum era această informațională, ucrainenilor le-a reușit să bruieze semnalele și să nu aibă acces la drone ruși. Și atât de asta ei au pornit într-o și au pornit ofensiva asta, evident, bazându-se pe eșecurile care le-au avut în 2023, pe succesurile care le-au avut în 2022 și pe incursiunea lui Prigojin, care a, a văzut care, cum funcționează și acum au, utilizat aceeași tactică. Practic, grupuri mici care învăluie practic inamicul de regulă nu se angajează în, sau nu s-au angajat, așa, hai să spunem că asta putem spune anume din viteza cu care ei au înaintat, că nu s-au angajat în lupte frontale sau au încercat să încercuiască cele garnizoane care erau de militari, și fie să-i captureze, dacă ca și prizonieri. Am văzut imagini. Da, da. Vedem numărul ăsta impresionant Sute Sute de, de, de prizonieri, de, prizonieri. De, inclusiv unii recruți care sunt militari în termen, da? care au fost înrolați. Au fost luați prin pregătite și ei se predau benevol în masă. în masă, exact, fiindcă asta este situația, asta, asta și-a fost rezultatul anume, faptul este că i-au luat prin pregătite și au înaintat foarte mult, adică ei nici nu se așteptau că ar putea să fie la 15-20 km distanță, să trezești timp de o zi că au venit ucraineni peste tine, iar tu nu ai nici acele sisteme care anti-tank care ar putea să te ajute efectiv, efectiv împotriva acelor blindate care au venit ucrainienii sau acelor elemente mecanizate cu care ei se deplasau și practic asta și a garantat succesul inclusiv de acest, acest teritoriu care practic a fost capturat circa 1000 de kilometri conform deja informațiilor expuse, că până, până ieri nu, practic, nu s-a vorbit, vorbit de nici despre asta, doar ieri a ieșit uh, și nici nu era comentat nici, despre, nici din partea oficialilor, uh, nici, nici a nici oficialilor ce țin de aspectul militar, nici a ucrainienilor. Adică da. abia ieri au ieșit acolo și au spus că, iată, uh, avem sub control sub control forțelor armate ucrainene, circa 1000 de km pătrați, nu am spus nimic despre planuri, care sunt perspective. Da, o intervenție foarte scurtă. Foarte scurtă, da, adică subțin doar un pic ca să mai dinamizeze, da, să, fiindcă, cum și-ai spus tu, adică toată informația, 90%, dacă nu mai mult, în toată informația despre ce se întâmplă acolo și care sunt, care e situația din teren, vine din partea fie oficialilor ruși, fie bloggerilor ruși, pe diferite canale de Telegram, diferite registrări care în mare parte, sunt publicate de, de, către partea rusă, da? fie de cetățeni simpli, fie de diferiți, da, fie au fost da. filmate de soldați. Da, și ei au și o linie informațională la nivel de stat, adică bloggerii ăștia s angajați plătiți de stat și ei nu dau informații de capul lor. Da, adică de ei... regulă ei, hai să spunem așa, acționează în concordanță cu linia partidului, dacă am putea spune, dacă facem analize partidului socialist sau comunist, ei practic nu prea deviază, nu prea au marja asta de manevră, fiindcă fie, cum ai spus tu, sunt plătiți, sunt fie, sunt amenințați. Clar. Adică dacă o să începi să vorbești despre ce nu se poate, o să ai soarta Dezidenților. dar nu doar. El, la care era el, Strelcov, Igor Strelcov, care a fost la fel. Mm. Adică era un critic aprica. El nu critica însă și zboiil, critica felul cum se, cum să duc aceste lupte. Da? Că nu, <laughs> nu luptă profesionist. Da? Și el a fost arestat și condamnat pentru denigrarea forțelor armate da? și operațiunii. Și iată, care tot face parte din tabăra lor. Și au mai fost cazuri cu blogerii ăștia care un pic au, deviat, au, spus prea multe? Au spus prea multe și au pățit diverse, diverse uh, întâmplări nefericite pentru ei. Și de regulă vedem tot ceea ce spune chiar și uh, trebuie să înțelegem tot ceea ce spun ei e în concordanță cu linia partidului și de regulă fie minimizează, fie mint. Despre situația adică anulează tot toată realitatea. Adică da, o distorsionează destul de serios. Adică nu prea putem să ne bazăm noi pe ceea ce spune ei public acolo, sigur putem să analizăm ce spun, da, adică comparând cu și alte informații care mai se mai scapă printre degete, mai apare un video sau o poză da, din partea da. ucraineană și putem să comparăm, să vedem, are vreo doză de realitate ceea ce spun ei cu ceea ce efectiv este în teren, situația din teren. Da, dacă ei minimizează atât de tare situația de acolo, înseamnă că e mult mai grav, pentru că l-am văzut pe Putin o față înnăcrită, o Nu știu dacă l-am mai văzut așa în ultimii doi ani. Nu era prea. foarte dezorientat. Foarte dezamăgit, chiar dacă, nu știu dacă ai văzut, a fost o intervenție, aveau, eu un, aveau o, o discuție sau o întâlnire a șefilor acolo, departamente, din a Ministerul Apărării, și era inclusiv și uh, guvernatorul sau guvernatorul ieri interimar. Da. da, asta ieri a fost. Guvernator guvernatorul inter Cursului. Interimar a regiunii Curs și el a spus că a venit cu un raport, da? foarte scurt acolo, sucint chiar și a spus că iată, elementul actual, 23, 28 de localități au fost, se află sub controlul inamicului, adică sub controlul ucrainienilor. Iar situația Putin, e foarte gravă. foarte gravă, O Putin a tăiat o tranșantă, adică Frank i-a spus să înceteze că noi, informația asta o să, fie, o să fie, expusă sau o să fie adus la cunoștință de către oficialii militari. Hai să vorbim despre partea economică, economic, socială și așa mai departe. deci nu prea este plăcut, mai ales expus public, asemenea informații de către... E probabil că cunoscut din terenul o cunosc, dar nu vrea să apară în spațiul public și să fie cunoscută de către alții. Dacă, după mine, dacă... Cum, Rușii au acest obicei de a minimiza foarte mult, da? sau a practica nega realitatea din teren. Dacă ei au ajuns în acest aspect, în acest moment, de a spune că 28 de localități se află sub control efectiv, înseamnă în că spune e mai gravă situația. E mai gravă situația. Poate sunt mai multe, sau poate în un, mai sunt altele, dar în unul din ele se duc încă lupte. Cine știe care e situația asta? Este realitatea în care noi ne aflăm. Practic nu prea să știe. Și <laughs> deci asta e, e paradoxul ăsta, că de obicei, tot e tot în prime time, iată, astăzi, Până acolo, deja au apărut zeci de video, filmulețe, poze și așa mai departe, cu, cu relatări anume de la fața locului. Acum, uh -huh, uh -huh. practic, nu prea este. Ucrainenii, pentru că ei nu vorbesc despre ceea ce fac, toată lumea stă în priză. Da, toată lumea, adică, băi, dar ce o să mai facă ei? De regulă, dacă ar fi spus, uite, noi vrem să avem niște obiective, nu știu, să ocupăm sau să... Ocupăm, da, hai să spunem așa... Să luăm sub o, control. Să su luăm sub control, da, bă, orașul curs sau uh, centrala asta atomică din, uh, din regiune curs. curs, da. adică tot asta da, ok. Așteptăm, când o să ajungem acolo, o să fie, dacă o să ajungi prin apropiere, atunci o să fie mai interesant. Dar acum mai nimeni nu cunosc care, este, care sunt următorii pași, care sunt planurile, o să oprească aici sau uh, mai iau și un as în mâini și o să urmează să-l scoate. <coughs> sau asta au ajuns la limita forțelor, la capătul puterilor, adică nu o să mai poată să înainteze. Și, și, din contră o să trebuiască să, să se retragă. Adică asta este însă și elemente element care îi ține pe toți în priză și tot suspansul ăsta, fiindcă cât n-ar fi de tragic momentul ăsta, dar asta un pic a mai dinamizat războiul, hai să spunem. Care da, este... da, 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 Discutăm acum și, despre acest aspect. E, toți se întreabă câți militari ucraineni au fost antrenați în această operațiune. Da, e clar că nu putem să credem pe rușii, ei zic că au ucis deja 1000, dar toți spuneau că 1000 sunt tot total. Da. Exact. <laughs> am văzut surse occidentale vorbe despre 10.000. 10 mii. într-un interviu, cineva din armata Ucrainei spunea că sunt mulți, mulți mai mulți de 1000, dar n-a dat nicio cifră. ce putem să spunem aici? eu cred că sigur sunt mult mai mult de 1000, fiindcă chiar și aceste grupulețe, chiar cum au e tactica asta, dar nu poți să mergi să încercuiești o localitate cu 10 soldați sau 50. Oricum ai nevoie de cel puțin de 100 de soldați, 150, câteva care să fie susținute, da, de un tank sau care o altă tehnică blindată, mașini de luptă a sau ce mai utilizează ei acolo. Și sigur că au nevoie de câteva mii de soldați, sigur mii, de exemplu, eu nu cred că sunt, fiindcă am mai urmărit și alți analiști și alți experți și a spus că 10.000 pentru asemenea, de exemplu, dacă pentru 1.000 km pătrați, cum au spus și uh, general Sărschi, uh, e foarte mic, ar fi, ar fi foarte înghesuit, hai să spunem așa, uh -huh. adică ar apărea foarte multe informații, s-ar fiind fiindcă chiar din partea localnicilor sau uh, poate unii militari, fiindcă este o concentrație foarte mare de trupi pentru pentru un spațiu atât de mic. Și cred că da, ar fi mai, sigur mai mult de 1000, poate câteva mii, dar nu cred că 10.000, poate cu tot cu rezervele care le au în spate. Să facă rotație. Fac rotație sau să le introduc în luptă atunci când vin ei deja să-i stovesc, au nevoie de o pauză, de forțe, de, de, forțe noi, da, și vine următorul val, care el merge și mai... Apăr ce ce a, a luat. Cei și mergi și mai înaintează încă 10 km sau 15 de dependență de ce ripostă, da? Adică ei au din partea rușilor și deja așa, așa este tactica de care o văd eu ca cu au și respectiv poate tot cu rezervele care le au în spatele linii frontului în această regiune comasate ar fi 10.000, dar acum efectiv implicați în, în operațiuni, da, în operațiuni de luptă, nu cred că sunt 10 mii. Probabil sunt mai puțini. Mm -hmm. Sau poate se vorbește inclusiv despre alte regiuni. Vedeam că da, din curs că au fost luați o grămadă civili. Zeci, poate sute de mii deja. Cer de că peste 170 de am văzut undeva. Da, era Uh, am văzut anunțul din Belgorod, regiune din apropiere. La fel, anunțuri despre evacuare. Înseamnă că se pregătesc, probabil, rușii și de ofensiv în zona asta. Da, deja asta și este... Poate și acești oameni se <coughs> pregătiți anume și pentru alte zone, ăștia 10.000. Poate sunt pregătiți și pentru alte zone. Rușii acum practic se află într-o situație extrem de complicată. Adică ei nu prea înțeleg de unde ar putea să fie o notare lovitură. Adică... Pff, este clar că frontiera asta nordică, hai să spunem, a, a, dintre Federația Rusă și Ucraina, este slab păzită de către ruși. Nu au suficiente trupe. Practic, toate forțele efectivele militare f, care păzeau această regiune a, a hotarului cu Ucraina erau formate din recruți. Adică din militare care și îndeplinesc serviciul militar în termeni ăștia care au fost... Da, armată. La, la armată, la da, deci fac serviciul militar obligatoriu un an de zile. Și ei au fost și mulți capturați. Dar ei nu prea prezintă o forță combatantă, antrenată, fiindcă ei sunt foarte tineri de regulă, nu prea, și nu prea sunt pregătiți, fiindcă nu prea au, în primul rând, cine să-i pregătească, că nu, și nu prea au echipament, tot tot efortul de război este îndreptat spre, spre frontul din Ucraina, da, spre război acesta și ei nu prea sunt foarte mult pregătiți, adică chiar și parte informații, că au fost o zi, două la poligon, au tras câteva cartușe acolo și hai să păzești, să asiguri securitatea frontierii, da, și nu știi care este nivelul de saturație, hai să spunem, cu trupii a regiune, de exemplu, Breansk, da, care este la hotar între Ucraina și Belarus. Bel Bel sau regiunea Belgorod, că am văzut acolo, au apărut vreo două zile în urmă iar o, un, grup de militari ucraineni care au, au intrat într-o localitate din acea regiune. dar Belgorodul el are și istorie a, de anul trecut. A, în care au, mai fost, avut ucrainieni incursiuni mici. Da, da, au fost, nu au fost trupile regulate, au fost echipii de diverse, nici grupuri de astea de regulă au fost regiunea asta internațională de ruși și așa mai departe. Au fost mai mult da, oameni din afara Ucrainei. Din afara Ucrainei, da. Pentru că atunci era un pic contextul politic, altul nu prea era văzut cu ochi în anume asemenea... Da, de Occident. De, de, Occident, exact. Asemenea incursiuni și erau au fost utilizați ruschi în legion legioni, ceva de genul ăsta, dacă nu mă greșesc. Și iată, acum vedem că în regiunea Belgrad au intrat, din câte se pare, Militarii ucrainieni. Și iată, Rusia, acum trebuie să fie, să-și pună în mișcare mașinăria asta de contra spionaj, contra informații, ca să poată desfășura, fie o să fie în situația asta în care ucrainienii practic o să dicteze. Noi putem să facem, să mișcăm trupele acolo și să o atacăm în regiunea aceasta, da? adică să luăm sub control câteva localități și spunem presiuni pe autorități. Și deja vedem care o să fie asta și este situația în care ne aflăm după mine. Adică asta este și da, da, fapt da. interesant. Mulți se întreabă care ar fi scopurile reale acestei incursiuni a ucrainenilor. Am citit mai multe opinii. Cert că scopurile sunt mai multe. Hai să le luăm pe rând. Din punct de vedere militar, ei au scopul de a, a Forța rușii să retragă niște militari din Donbass și să le ușureze munca acolo, în Ucraina. Da, adică, eu cred că hai să spunem trei de bază. Este unul ce ține de aspectul militar, al doilea care eu cred că mai și mai important ar fi aspectul politic Aha. și al treilea ar fi aspectul ce ține de moralul soldați, moralul populației, moralul întregii națiuni, hai să spunem așa. Hai să luăm pe rând. Da, dacă începem cu aspectul militar. Acum rușii din practic de când s-a încheiat acea ofensivă ucraineană, au pornit deja ofensiva lor în regiunea Donbass, o ofensivă care practic durează deja de un an de zile cu succese minime, hai să minime, spunem, dar constante, dar cu pierderi și dar constante cu pierderi, da, pierderi semnate din partea rușilor, adică am văzut de astea atacuri cu tehnică blindată în care practic era decimată întreaga, întreaga cea coloană da, de tehnică, era distrusă, militarii, soldații răniți, omorâți și așa mai departe, dar rușii înaintează constant, indiferent de pierderi. Și ucrainienii au avut anumite, hai să spunem, greșeli tactice, da? adică ei nu au, nu s-au gândit că o să suferi atât de mare eșec, dau pe lor din sud și nu și-au pregătit fortificațiile foarte bine, adică la un nivel înalt. Și rușii înaintează constant, încet, constant, cu pierderi foarte mari, adică practic nimeni nu le poate, nimeni nu înțelege care ar fi justificarea lor adică din punct de da, vedere militar. Clar. Pentru ei, numărul nu contează. Da, adică ei au, contează dacă am putea să revenim la aspectul ăsta, da. poate dacă să discutăm. Contează, un, dar în -un termen un pic mai lung. În termen un pic mai lung, exact. Și ei avansează, ucrainenii suferă și ei pierderi, că na, suntem în război, chiar dacă ei sunt în, în apărare, suferă și ei pierderi și au o presiune constantă, adică sunt regiunea aceasta Donbass, Ia, rușii înaintează, da, poate cuceresc o localitate în săptămână, dar e constant factor, un, sătuc asta, mic, un sătuc mic, da. Un da, de câteva case care până la război avea cinci locuitori, dar se duc lupte grele acolo, adică a fost un caz, o localitate până 1000 de locuitori, sunt un au, analiste, au calculat că s-au pierdut peste 100 de unități blindate, tankuri. Da, vorbim despre milioane de euro. Da, da sute, de milioane, sute de, milioane de milioane de euro, care au fost doar pentru o singură localitate, ca să înțelegeți, rușii oricum înaintează. Și ucrainienii, plus la asta e ofensiva asta din regiunea Harkov, care au fost lansată de rușii. A fost stopate, da. Au, da, au fost stopată, a fost oprite, dar oricum e expresiunea aceasta. Și pentru ca să le ofere un moment de respiro, da? adică soldaților ucrainieni, ca să mai scadă din presiunea aceasta, au atacat uh, într-o regiune care practic nu prea este. Nu prea sunt nici fortificații, nu prea sunt nici militari, care la sigur rezultatul o să fie acela că ei o să fie nevoiți ruși, da? o să fie forțați pentru ca să apere. Da? Că atacarea, hai să-i spunem a teritoriului Federației Rusie, dar recunoscut internațional, este o chestie care schimbă un pic lucrurile și la sigur autoritățile o să fie Putin pentru a-și uh, salva hai fața, hai să spunem așa, de lider puternic care practic uh, asigură securitatea, dar el, doar el ar asigura securitatea și uh, independența și integritatea Rusiei, o să fie nevoit la sigur să, să scoată anumite număr de trupe, echipament și așa mai departe și să-l transfere pe frontul din Kursk pentru ca să contracareze această incursiune a ucrainenilor, fiindcă, după cum s-a văzut, ei nu prea au avut, cu, nu prea au avut altceva ce să contracareze. Au început să, haotic, foarte dezorganizat transport, da, trupe de pe o regiune pe alta, da, din regiunea asta Vată a fost o coloană care a fost practic decimată, distrusă cu câteva, vreo 12 camioane de astea, de tip Kamaz, da, Ural, da. da, și au fost omorâți peste 100 de soldați, inclusiv, asta doar soldați morți, nu vorbim despre cei răniți, și au fost video în spațiu public cu camioanele alea distruse. Da, unul dintre video, videouri. De da, acolo. dar și, iarăși nu a fost publicat de Ucraina, a fost publicat, a fost filmat de, 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 către ne? un localnic rus acolo, care amuia a fost arestat și venit pentru spionaj și așa mai departe, acolo i-au incriminat ea. FSB-ul pentru asta, o, hai să spunem, o încălcare gravă a legislației Federației Rusie. Și iată, ucrainienii asta a fost, dacă vorbim din punct de militar, asta e pentru a atrage, dacă vorbim despre aspectul militar, pentru a atrage rezerve, da, sau militar de pe de front din Donbass, din regiunea asta Luhansk sau din regiunea Harkov, pentru a-i trimite acolo și să mai slăbească un pic din presiune, să fac să dea un pic de respiro, da, să aibă da. fi mai ușor. Cel din punct de vedere politic, cred că -i probabil pe mine cel mai important. Și anume faptul ăsta că cam toată lumea, dacă am putea să spunem așa, adică inclusiv partenerii occidentali, au, era un paradigma asta că ok, rușii înaintează încet, dar înaintează, nu pot, oricum ce nu ar face ucrainienii, nu prea pot să-i stăvilească, adică ca să oprească și războiul, sau deja mergeau discuții în spațiu public destul de serioasă, că probabil o să ajung la un armistițiu în curând. Nu mai are sens să-i ajutăm atât de mult uh, pentru nu, că are cum se, pierd, oricum, un okay, fel. Se, nu, nu, ar fi atât că poate ar trebui să nu mai folosim atâtea resurse, că iar, status quo cam e acesta, da? adică perspectivele cam astea sunt. Fii, nu știu, ar trebui să disciplinească extrem de mult numărul de echipamente, de muniții și așa mai departe, ca ucrainienii să întoarcă soarta războiului și să elibereze acele teritorii. Și cam Toată lumea într-o măsură sau alta se pregătea de aceste negocieri care ar fi urmat să apară, să înceapă, adică mai ales de la foarte mult o să depindă, sau ar fi depins atunci și rezultatele alegerilor din Statele Unite, fiindcă actualul candidat, fost președinte Donald Trump, el a venit cu denuniatul său plan în care practic o lună într o zi ar, ar încheia pacea sau ar încheia războiul, Vrezi, da, că, da și adică asta ar fi însemnat cam fi Ucraina cedează ce teritorii, fi singheață. Fi singheață, da. Și, iar în poziția în care Ucraina s-ar afla în postura aia de parte care se apără și practic doar, doar se apără fără ca să aibă o inițiativă, iar în plasa într-o poziție nefavorabilă, inferioară, da. inferioară da. adică ăștia ar fi ai cum așa, ruși ar fi pe în aceste negocieri, că noi avansăm, și oricum... Ne avem noi avem fiecesc. doar de câștigat. Da, noi avem doar de câștigat. Adică, dar acum, cam, cum a spus toată lumea, ucrainienii practic au întors tabla de șah, au răsturnat tabla de șah și au mers în regiunii care ar putea să o ține sub control sau să o ocupe mai ușor pentru a o utiliza efectiv eventual în cadrul unor anumite negocieri da, de pace sau de focului, pentru a utiliza în schimbul ăsta de teritorii, de exemplu. Noi vă returnăm înapoi regiunea sau regiunea asta ocupată care s-a controlul nostru, voi ne liberați... v dus dintr-o da, altă regiune. Din altă regiune, de exemplu, nu știu, din regiunea Zaporoje și Herson sau nu știu care ar fi acolo, care o să fie eventual depinde de pozițiile care o spornească. Da. Și asta ar fi, de exemplu, asta politică, asta ar fi ca să, unu, să le ofere o poziție la negocieri mult mai bună, doile, să arăți la partenerii occidentali că armata ucraineană încă este capabilă, este potentă de a uh, duce o, chiar și o ofensivă care iar uh, aduce Rusiei pierderi și ar obține succesuri teritoriale pentru ucraineni și ei au capacitatea aceasta că rușii pot fi înfrâns, doar noi trebuie să fim... Uh, Uniți, dotat, uniți să, da, să, fim, să ne sprijiniți, să ne oferiți echipamente suficiente la timp și așa mai departe. Și iată, astea câteva mesaje care au fost transmise anul prin punct de vedere politic. Și deja, al treilea aspect pe mine, ăsta este cel de moral. Pentru că moralul ucrainenilor era unul destul de scăzut în ultima perioadă. În ultima perioadă, da, dacă vorbim ei cum am spus, ofensiva aia din Donbass i-a pierderi se și ucrainienii, chiar dacă mult mai, mai puțini rușii. Se gândeau că vin și alegerile în SUA. Da, da, ceea care ar fi putea să fie perspectivile de aici rușii în primăvara au atacat și au destus o parte din sistem energetic ucrainean și deja... Multe al... atacuri <laughs> civile. Da. Multe, multe, atacuri asupra civililor, inclusiv atacuri îngrozitoare cu Zeci și de morți uh, recent atacă asupra spitalului, acela de copii, care, oricum, când ne da, el scade moralul, acesta, ce da. afectează moralul. Și capacitatea și dorința, da, determinarea uh, inclusiv de a te înrola în armată, da, de a te mobiliza, adică de a merge binevol sau a fi mai predispus, hai să-i spunem așa, de a merge la război, că atunci când, știi, sunt perspective unei victorii, da, sau unor succese. Și iată, anume această operațiune, practic cam asta o să dea, dacă nu, e de, o să dea efectul acesta, fiindcă pe multe paliere și pe multe canale astea de Telegram și nu, nu mai vedem această și eu am văzut și cred că și ceilalți au văzut în sufletirea aceasta ucrainienilor, faptul că noi putem, că noi putem să-i învingem pe ruși, noi putem să-i batem pe ruși, hai să spun chiar pe propriul lor teritoriu Deci, nu s-a mai întâmplat de 80 de ani nu am mai intrat de pe sfârșitul de război mondial, nici o armată regulată nu a mai atacat teritoriul Federației Rusie, adică nu mai vorbim despre nu, nu zboaile din Cecenia, că acolo a fost altceva. Și iată anume acest aspect, adică ceea ce ține de aspectul militar, cel politic și cel ce țin de morală adică socială. Astea sunt, după părerea trei aspecte care probabil au fost urmărite și deja vedem, urmează să vedem cum o să se desfășoare mai departe, fiindcă nu s-a încheiat aici. Da, și probabil mai este încă unul, anume haosul din interiorul elitelor federației ruse, care ar putea să-i... Să ar putea să sclatine scaunul, scaunul Putin. Putin. Ar da. putea să fie și asta, evident, de adică ar vedea că Putin retorica rușilor a fost anume asta de, de a declarat lumii întregi că oricine dacă ne aducem aminte despre declarațiile lui Putin din 24 februarie 2022, oricine, i-a spus, nu, nu l citesc, dar aproximativ ce a declarat el, oricine va încerca să se implice, va suferi consecințe pe care nu le-a suferit niciodată în istoria sa. Adică, practic, a amenințat cu un atac nuclear, dar oricine s-ar putea implica, dar nu mai vorbim despre faptul ăsta că ar ataca cineva... Federația Rusă, teritoriul Federației Rusie și da. îl pune la încercare. Și acum, practic, S-a întâmplat? S-a întâmplat și ucrainenii le-au arătat lumii întregi că rușii sau acele linii roșii care, practic, acum nici nu prea mai vorbește nimeni despre ele, dar despre care se mai ține cont în relații internaționale și atunci când se iau decizii în cancelarele europene sau în SUA, nu prea există, nu prea merită să ții cont de tot ce spun rușii sau de amenințările lor. Cum mare o mare parte din ele, sau majoritatea dintre ele, s-au dovedit a fi niște foaie verde, dar nimic, blufuri de astea, hai să da, spunem da. așa. Adică nu ar trebui să țin cont și nu ar trebui să ar trebui un pic să deci și să oferi, să fie mult mai deschiși față de ucraineni pentru a le oferi avioane mai multe, echipament și așa mai departe. Iată și în adevăr, da, și elitele ruse deja vedea asta că Putin nu prea controlează sau îi reușește să controleze cu de fier să fie da. eficient în situații de criză. Practic acum e o situație de criză în care cam s-a prăbușit sau scârțit cam situația da, prin regiunea Kursk vedem că nici nu prea au soldați, nici autoritățile, practic cetățenii au fost, hai să spunem așa, abandonați și lăsați pe cont propriu să evacueze sau să întreprindă măsuri care ei de cuvință, știi, de da, asta și da. una dintre poate ar fi, da, cum ai spus unul dintre consecințele care anumit plan intern ar afecta Federația Rusă. Da, eu vedeam niște videouri cu aceiași oameni din Kursk care la începutul invaziei îl susțineau pe Putin prin videouri, hai înainte, hai să-i ocupăm pe ucraineni și nu știu ce, aceiași oameni, i-au găsit presa internațională aceiași oameni, la grămadă se plângeau Vladimir Vladimirovici. Vladimirovici vine și ne apără că nu știu ce să mai facem de ce nu să ai să ne aperi ne-ai promis că ne vei apăra dar uite <laughs> că vin ucrainienii peste noi și la nivel social ar putea asta crea o dezamăgire în raport cu liderul suprem așa zis Putin și dacă pierd încrederea oamenilor pe care el încearcă să o, să o coaguleze prin propagandă și prin constrângere, dacă începe să o piardă, practic pierde tot. El se ține acolo pe, pe niște falsuri. Da, pe, se ține pe niște aparențe. Dar uitați-vă că realitatea a venit și în Federația da, Rusă. Ei, practic că ține pe niște falsuri, propagandă și pe aparență. Faptul că falsurile, că. Tot ce ține asta de încercarea asta a regimului Putin de a falsifica istoria, a falsifica conceptul însă și nu doar conceptul, și contextul internațional și regional, de ce au atacat Ucraina, de ce au schimbat de vreo 10-15 ore, de adică care sunt motivele, de ce au atacat tot și până la urmă Ucraina, ce e determinat să atace Ucraina. Asta e ce ține de, de falturi, de context. Acum, contextul în care se află că noi suntem puternici, noi o să ocupăm Ucraina, noi o să uh, obținem, da, să obținem acele regiuni noi, care practic Putin să laudați odată că Marea Azov e o devenit mare rusă. Parcă i foarte mult, hai să mai mare internă rusă. E parcă i-a foarte mult că nu are ieșire nici la... Adică fără stântorile Bosforș-Dardanele, nu prea ai, doar e un mic lac acolo, hai să spunem așa, nici nu este de punct de vedere strategic, nu prea îi ajută. Dar acum, practic, toată această ofensivă cam spart această bulă, hai să spunem așa, toată bula asta pe în care însă să faci societatea rusă și uh, mediul, cred că mediul elitelor, da, hai să spunem, care e probabil cel mai important, că nu cred că sunt bucuri foarte... Decid, da. Ei decid, nu prea să bucură foarte mult de loialitatea populației, fiindcă nici în timpul acelui răzvrătiri da, sau revolte ale lui Prigojin și nici acum a, vedem că nu sunt a, acele mulțimi da, de tineri, de bărbați care ar merge să înroleze, ar merge în punctele astea de înrolare a, se, pentru a se înrola în armată, pentru a merge să apere patria sau a apăra sistemul politic sau regimul de acolo, la nimeni nu-i pasă, practic. Toată lumea să-și vadă de treburile lor, poate să treacă coloanele alea de echipă, de blindate al Prigozhin spre Moscova, chiar aplaud, dacă mi-au în aminte atunci cum au făcut, cum s-a întâmplat da, atunci în Rostov. Făceau selfie cu selfie, da, le ofereau diferite proiecturi, apă și așa mai departe. Practic nu prea îi interesează pe oameni ce se întâmplă. Adică asta îi înțeleg că asta sunt niște, hai să spunem Luptii la nivel politic, acolo la nivel de superior, înțelege. înțelegere acolo, oricum pe noi ne conduc și ne jefuiesc ori, un, ori unii se alții, acolo doar să ne înțelegeri la nivel de vârf, hai să spunem așa și practic populația nu prea tare ține pe Putin, da, care că este susținut, nu, da, dacă este din vorbe, hai să spunem, dar dacă la fapte nu prea vedem și în regiunea curs, practic nu prea am văzut să fie o mobilizare, poate chiar și pe regiunea aceea unde este oameni și ei sunt atacați. Practic toți au fugit. nicio o rezistență de asta, de, hai să spunem, de partizani sau de, de neregulate, de persoane care ar putea să apte de, de, a participa la operațiuni militare, nu prea s-au văzut în regiunile acestea. Ba mai mult, unii dintre ei am văzut că îi susțin pe ucraineni. În videouri apărut în da, presă. Da, vedem, nu prea E sigur, dacă nu prea e astea, știm dacă sunt ruși sau ucraineni. Sau, sau dacă astea nu, nu faci parte și dintre astea din operațiuni de astea de psihologice, da, informaționale, dar cel puțin e sigur că am văzut așa ceva și deja cât este de real, urmează să vedem poate în viitor apropiat sau în viitor mai îndepârtă. îndepărtat, contractul lor social a regimului Putin cu societatea, că noi restricționăm niște drepturi, dar în schimb vă asigurăm o stabilitate Relativ economic și o siguranță, o securitate, da? Un, un anumit nivel de securitate ridicat. Și, practic, nu prea iese nici intern. Vedem cu fund Islamul ăsta fundamentalist și cu teroriștii de acolo și, pe extern, vedem că s-a apucat de o, o operațiune militară care, după 2 ani și jumătate, practic, cu ce s-a început și la ce moment s-a aflat acum, în da? În... Ce sunt, de la unde suntem? adică, de la ocuparea Chievului la apărarea Curscului. Asta cine s-ar putea fi gândit. Și asta erodează. Probabil, nu știu, nu sunt sigur dacă o să fie ca paiul ăla care ia frânge spatele cămirii, dar la sigur erodează din încrederea și atât din populație și da. din punct de vedere a elitelor, care probabil dacă și o să schimba regimul lui Putin, dacă nu ar fi pe cale naturală, adică prin DCS sau... A, a, a. Dar dacă o să fie prin un joc de putere, la sigur nu o să fie implicat foarte mult poporul, populația o să fie la nivel de elite, fie elitele militare, o să zic că nu ne ajunge umilința asta și nou, nu, nu, nu ne trebuie această operațiune da, da. și la restul, schimbăm, schimbăm, fie la nivel de elite economici, că noi nu mai rezistăm și nu mai avem nici care și probleme la nivel economic, nu mai vorbim despre sociale și militare. Și noi nu mai putem să rezistăm din punct de vedere economic și ne se duc bani și au fost înghețați și nu mai avem acces noi putem să călătorim, practic, nicăieri în da, lume. Da, ne toți luat toate plăcerile. toate plăcerile noastre, da, pentru care noi ți-am fost ții loiali și asta ar putea să fie. Adică și astea toate... Dar, iarăși, urmează să vedem cum o să desfășoare. Dacă o să fie aceste regiuni ocupate, anume, să fie, să, fie, să, fie, să fie sub controlul ucranian în continuare, nu o să fie liberat până la negocieri la negocier sau într-un într timp relativ scurt, de curs de câteva săptămâni, atunci, la sigur, putem o să aibă o să avem mari, știri, mari O să da. avem știri de acolo în fiecare zi. Da, asta ar fi o palmă. Imaginează-ți că încep ucrainienii, uite, nu avem administrația ucraineană, flagurile ucrainienii pe prin localitățile și prin primăriile din Deja Rusia. În se întâmplă, Rusia, am văzut da. Că se întâmplă. Avem și acum la moment, dar cum o să fie atunci. Vor ajunge să închidă deja și telegramul pentru că YouTube ul vor să-l închidă, nu pentru că îi văd diferite imagini, video din Federația Rusă plasate pe YouTube de diferiți oameni mai ales de jurnaliști care au fugit din Federația Rusă. Cert e că această regiune Cursc e bogată în diferite obiecte strategice. Avem această centrală nucleară la Cursc, care e a treia pe teritoriul Federației Rusă, din ceea ce am văzut eu. Și mă gândeam dacă nu e și ăsta un scop major al operațiunii, anume aici, să ceară la schimb eliberarea centralei din Zaporoje. Ar putea să fie, La fi, negocieri. Dar... ok. Hai să spunem, ar putea să fie unul din planuri, dar de la depinde cum o să dacă o să reușească, le reușească ar să ajungă până la iar și să, o, să le țină controlul asupra... la 50 aia. de kilometri din ceea ce da. am văzut noi. Poate chiar sunt în apropiere, cine știe. Po că... Din ceea ce spun ruși. Da, exact. Noi nu știu unde s -af. Poate ei deja au, o luat, -o. Au luat -o sub control, dar din cauza acestui blocaj informațional da, și acestei liniști informaționale pe tot perimetrul ăsta, noi nu știm. Adică se află ei acolo, cu nu se spune că, că au o panică, nu știu, ți imaginează. Adică -s ok, ocupi o orășel, ocupi o localitate, ocupi, nu știu, un nod feroviar, dar dacă ocupi o centrală nucleară, tocmai a Federației Rusie, asta ar fi și încă un, o lovitură și mai mare pentru imagine, și pentru moralul rușilor. Și da, dacă ucrainienilor o să le reușească să ocupe centrala asta, ea o să fie evident un element de negociere pentru a-i forța pe ruși că noi vă oferim, sau Vă oferim centrala de la Cursc înapoi apoi, sub control, dați-ne nouă, evident, nu doar probabil dacă o să fiți centrală la dați-ne și regiunea sau spațiul, terenul, teritoriul din jurul acestea. că altfel ar fi vulnerabil. Ar fi, n-a putut așa sub control rușilor, doar că rușii ar sta după gardă. <laughs> da, dar și asta ar fi deja de parte probabil dintr-o negociere mai complexă, da, dintr-un dintr sistem da, din, mai complex de schimb ăsta de teritorii, deja... Unele surse scriu că ucrainenii ar săpa deja tranșei pentru a se apăra în Kursk. Asta înseamnă că ei nu prea vor să plece până să fac negocieri. Nu, cel puțin nu avea ușor să plece de acolo. Da, adică ei întăresc pozițiile atât cât au ocupat, încearcă să păstreze și să creeze probleme regimului de la Kremlin. Da, păi, ce, de spuneam eu anterior, dacă lor să le reușească să le mențină câteva luni, asta o să creeze imagine, probleme de imagine, că Ok, avem teritoriu avem ocupat. Avem teritoriu ocupat, avem... Adică, dar cine e ocupat? Ucraina. Inamic. Inamică, Ucra Ucraina, care practic din 2014 până în 2000 până acum, adică ea, în 2020, dacă acum este un pic privit altfel, practic până în 2022 era privit ca un fail state de către ruși, adică era aș declarat așa că nu există, nu există că stat eșuat, stat care a fost a creat artificial, cu stat care nu are instituții funcționale, care nu are armată, care sistemul tot, tot sistemul se ține pe represiuni și pe nu știu ce acolo, pe niște naționaliști. Și iată că nu este așa. Bandiera. Da, da, iată, este... Și au venit ucrainienii ăștia care noi declaram vai de ei și ne-au ocupat o regiune sau o parte de regiune cu o centrală atomică, dacă va fi să fie. Da. Și iată că noi nu putem și... Nu că atât ne-au ocupat-o sau că o ținut sub control, dar noi putem să-i alungăm de acolo. Pentru că e pericol. Da, adică noi nici nu putem să alungăm de acolo. Dacă rușii, dacă ucrainenii să reușească să reziste cel puțin câteva luni acolo și fără ca să sprăbușească linia aia și să, să nu fie înfrânți, o să fie o problemă. Adică ce fel de... Noi nu ne putem elibera măcar propriul teritoriu, ci căutăm noi în Ucraina. Adică asta să fie... o să lase loc de interpretări, adică foarte mult. dar iar depinde cum o să evoluția. Că, cel da. puțin, chiar dacă acum ucrainienii sapă acele, tranșee și creez, creează, fortificațiile, încă nu este nimic. Practic, nu s-a oprit uh, operațiunea de înaintare. Da, adică, vedem, poate o să, o să așeze în apropierea centralei atomice. Asta dar înseamnă pericol pentru ea. Adică ar trebui să fie nu doar ocuparea centralei acestea, dacă ar fi în apropierea centrale, da, o să fie plasați trupii ucrainieni și ar exista un, pericol de, de a fi cumva lovită sub o formă sau alta direct sau ar putea fi dobărâtă vreun sistem, ea o să fie oprită. Și asta dacă înseamnă că o să fie oprită, o să afecteze, o să afecteze regiunea, adică din punct de vedere alimentării cu energie electrică. asta sunt alte probleme. Dar da, 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 mai ales că vine iarna. <laughs> vine iarna, exact. Și vedem acum în vară, a fost oprit în Rostov o, o unitate, un reactor în la centrala aceasta nucleară din Rostov și aveau probleme tot sudul Rusiei, acolo, genia dar avea probleme cu electricitatea, energie electrică. Erau proteste da. și așa mai departe. Da, și iată, același lucru s-ar putea să întâmpla și cu regiunea Kursk sau regiunea limitrofia a regiunii Kursk, care este alimentată de centrala asta. Și asta iarăși ar fi un, încă o presiune, da? un punct de presiune a... care ucrainenii o creează da. pentru Putin. Și mai avem această stație Sudja, Gazprom. Mm. Aia... Tot e din curs, deja e sub control ucrainean. Da, deja, deja de câteva zile de că o țin control, adică e o stație de pompare a gazului. El... De acolo se duce în Europa. De acolo se duce în Europa. Cred că ucrainenii prin acest acțiune eu mai transmis un salut domnului Orban. <laughs> fiindcă... da, acolo ajunge, da. Da, pentru că întâi au limitat tranzitul ăsta de petrol rusesc prin uh, țeava aia de transportă petrolului Drujba, care a alucoi, al care e transportat și a afectat un pic, uh, seri a, de serios uh, au fost apro niște, aprovizionare. Și încă, niște nu este, sfâdălei. încă nu este pus punct. Nu a fost încă limitat. Restricția nu a fost scos. Nu a fost scos restricția încă. Și, de fapt, prin, prin, această țeavă mai este alimentată și uh, inclusiv Ungaria, Slovacia, Austria. Austria, exact, aici eu, deja se joacă un pic altfel și ar trebui și noi un pic să ne punem, să ne facem griji cel puțin, fiindcă prin această stație vine și gazul care este destinat Republicii Moldova. Sau în Transnistrie? În da. De adică acolo noi primim energie electrică? Primim energie electrică, gaz nu primim, dar energie electrică da și în cazul în care s-ar... Ucrainienii ar juca la buton? Ucrainienii sau ca urmare a confruntărilor armate s-ar afecta cumva integritatea sau activitatea acestei stații de pompare, s-ar asista probabil livrările de gaz. S am avea și noi de pătimit. Și asta ar însemna că la iarnă am putea avea probleme cu energia electrică 1 sau energia electrică mai scumpă, din altă parte. Depinde. Ar putea să fie... Probabil energia electrică noi n să avem probleme, adică la nivel foarte mare, că noi avem, avem, posibilitatea să importăm energie electrică. Da, dar un pic mai scump ar fi. Un, ar fi un pic mai scump, evident, dar asta ar implica costuri economice, dar mai era, probabil problemă mult mai mare și asta e energia transistriană, care dacă ne da, discutăm da. un pic despre ea, adică ea practic este dependent 100% de gazul ăsta, când că ei își deci, alimentează industria, practic gratis cu acest gaz și alimentează da, ar fi o lor, faptul acolo. că vând nou gaz și noi <coughs> Le, îl cumpărăm de acolo și le suplinim bugetul și ar fi o catastrofă, dar nu ar fi o catastrofă umanitară. Adică ar trebui să nu ne fie chiar așa de... Și s-ar face reîntregirea pe loc. Ar veni, toți da, ar veni asta, tot pe malul ăsta. pe că ar îngheța de fric sau... Nu, nu este chestie chiar atât de amuzantă, nu chiar atât, este amuzantă, dar este o situație care noi trebuie să fim pregătiți și autorității trebuie să fie pregătiți. Da. E ceva neprevăzut, dar iată, Aici ne aflăm și ar trebui da. să ia în calcul. Par tri... diferite surprize, că nu te aștepți. Că nu te aștepți, exact. Și am văzut că în Mold... Republica Moldova a fost declarată deja stare de alertă timpurii pe piața gazilor. Pare că, cum spunea, până ce totul e în regulă, nu este afectat uh, această, da, da, această stație de pompare, atât din partea Federației Ruscă, cât și din partea Ucrainei, încă se menține. Exact, exact adică ei uh, nu au... Un... Încearc să nu afectezi integritatea acesteia, dar tehnic, dar, dar cine știe, dacă ar începe ofensiva voluntar, sau, sau, mai știu și eu, nu știu, cade un obuz acolo, peste centrul de comandă și control de acolo și vreo două săptămâni de zile până este restabilit această substație, nu este gaz în regiunea transnistriană deloc sau în celelalte. Noi nu putem să, sau, și autoritățile nu pot să ignore acest fapt, acest risc. Da, da, da. Riscul da. este unul foarte mare, că un, în timpul unei operațiuni militare nu știi ce poate să întâmple, ori cade un obuz sau poate cade o bombă și distruge în general toată infrastructura și infrastructura nu. de acolo și nu mai restabilesc până mulți ani înainte, da? sau până nu se retrag sau nu, nu este încheiat conflictul, iată, ceva de genul ăsta. Da. Ce nu știi ce poate să întâmple? Cert e că ucrainenii au la mână un element de șantaj asupra țărilor prietene lui Putin din Europa. Da, regulă... Ungaria, Slovacia și Austria. Austria. Unii... Ar putea să-i șantajeze, băi băieți, ori vă lăsați de Putin, ori vă închidem gazul, la iarnă mai ales. Bă, sigur că... <laughs> ori ajutați-ne când vor europene să ne dea ajutor, nu mai blocați acolo. Poate nu o să le zic așa, <laughs> că asta ar fi element de șantaj, nu ar, fi, nu ar, nu ar da bine pentru publicul în acest timp, dar însă pericolul La nivel ar, diplomatic. La nivel mă diplomatic, mă diplomatic, da, la nivel și pericolul ăsta că ar putea cumva, știți cum, timpul operațional militar, cine știți ce poate să întâmple. Poate intră o grupă de diversioniști și pun niște explozibil acolo și bă, au fost ruși, nu au fost noi. Asta, ei eu detonat substanția asta, Iana, să ne facă nouă, să ne pună pe noi în lumină proastă. Și asta ar fi foarte mult. Ar pune, ar în șac și ar pune, ar pune presiune pe, pe și aliații ăștia, cel puțin măcar să nu, hai să spunem așa, dacă să nu ajute deschis sau să ajute Ucraina, măcar să nu pune piedici. Da. Ar putea să i impună pe al de Orban să-și schimbe un pic atitudinea da, față ar putea de să Ucraina. De, să i determine, cel puțin să fim așa de incisiv la capitolul ăsta. Ok, faceți ce vreți, noi noi -o să ne pun, măcar nu o să punem piedici, ok, poate da. pentru populația noastră ajutorul Ucrainei e ceva de neconceput, dar măcar noi nu o să punem piedici. Iată. Asta ar putea să fie unul dintre, hai să spunem, pârghilii pe care ar putea să le obțină Ucraina în da. raport cu, cu aceste state, care da. practic au un comportament cam ostil la adresa Ucrainei. Da. Um... Răspunsul Occidentului până acum a fost pozitiv. Am văzut în a treia zi a operațiunii spre Kursk, americanii au dat încă un pachet de ajutor, ceea ce aici înseamnă că totul e așa cum trebuie. E, germanii n-au criticat utilizarea blindatelor nemțești pe teritoriul da, Federației rus. Chiar au spus asta, ministrul Apărării, da. Boris Pistor a spus că acestea nu sunt tancuri germane, sunt tankuri Deja de, ucrainene, ei decid ce fac. Și americanii la fel, adică nu au zis nimic. Ei, Uh, au libertatea de decizii de, de și de a-și utiliza da, resursele, da, da. practic. Ieri vedeam un senator american, republican, pare -mi se, foarte prietenos cu Ucraina, bucuros <fie> pentru această operațiune, i-a lăudat, le-a spus că noi trebuie să facem tot posibilul să să vă ajutăm cu mai multe F16, cu mai multe ajutoare de, și mine, de alt da, tip. Asta, da. asta e unul dintre paradox ar fi că asta era unul dintre senatorii care cam se împotriveau atunci când în primăvară, tot adică din noiembrie sau din decembrie. Da, când a fost acea luptă a, internă. În internă de șase luni de zile în care a fost, a fost aprobat acel pachet de ajutor, dumneavoastră a fost unul dintre persoane care dacă hai să spunem așa, se uitau sceptic și nu, tare, nu, nu, susțineau adoptarea acestui uh, pachet militar. Acum vedem că Practic toată lumea ar vrea să se asocieze cu învingătorii. Sau cu Curajul cu ucrainenilor schimbă percepția internațională. Exact, adică este și aspectul ăsta, că nimeni nu vrea să fie cu pierdanțe, alături de pierdanță, aia care suferă pierderi. Tot ar vrea să fie alături de învingători ca să aibă și ei stragă foloasii electorale, de imagine și așa mai departe. Dar adică, pe da, lângă... vor să asocieze, mai ales alegerile? Da, că urmează alegerile și urmează să alege nu doar din, dacă vorbim despre Statele Unite și acest senator, nu doar în, pentru funcția de președinte, dar și pentru Senat. Adică acolo o să fie, da. sunt și lupte nu doar la nivel de politică mare, și la nivel da, de... mai mic și mijlocii. Mic și mijloci, exact, care... Și își fac și imagini fac din și timp. Imagine. Exact, asta ar fost, a fost surprinzător pentru mine. Adică, știu că am, am citit ceva anterior despre domnul până, adică până la ăsta, când era toată epopeia asta cu acel pachet de ajutor, că iată, un grup de republicani, hai să spun așa, conservatori, care puneau piedici la a fi adoptat acest buget și acum, practic, s-a schimbat la 180 de grade da. atitudinea domnului. Ce se întâmplă cu Belarusul? Am văzut pe Lukashenko spunând că au venit dronele ucrainene pe la noi prin spațiul nostru aerian. Unii analiști spun că Putin ar încerca să-i utilizeze pe beloruși împotriva ucrainenilor acum. Ar încerca, dar... Prin diferite masări de trupe la graniță, prin presiune. Domnul Lucașancu este cunoscut pentru abilitățile sale politice de a încerca să manevreze în, în momente critice pentru Putin. Da, da, da. <laughs> atunci cu tot el s-a băgat. Tot da. el s-a băgat, atunci a fost a jucat rolul de intermediar, dar uitați, uitați că mai este și alt aspect, adică ok, a anunțat domnul Lukashenko că cei că niște droni, niște droni ar fi survolat spațiul, ar fi încălcat spațiul aerian spațiu în Belarus, și droni ucrainene. Dar nu spun nimic când dronile rusești alea, se abad de la traseul lor și intră, pe, intră în spațiu aerian a Belarusului și știu că au fost ridicate și niște avioane din vânătoare pentru a intercepta acele droni au fost dobărâte, nu prea a spus nimic, în fi, nu contează. Pentru că domnul, poate și nu au fost acele acele droni care ar fi, dar da. vedem dacă ceea ce spune de utilizarea Belarusilor, vedem că vreo lună în urmă domnul Lukashenko a anunțat că ca urmare a detenționării și a, a ajunge la anumite înțelegeri cu ucrainienii, o să-și retragă trupele militare, dar trupele de la graniță și o să fie dislocate înapoi în cazarme și în bazilor militare și unii, după ce s-a început această ofensivă, chiar și atunci spunea unii că Putin ar fi, că Lukashenko, cam trădează pe ruși cu pe acțiuni pentru că se înțelege cu ucraineni. Sunt înțelege cu ucraineni și retrăgând acele trupi de la hotar cu Ucraina le permite ucrainenilor să scoată de acolo acele trupi care le, oricum trebuie să le țină, pentru că eventual cine știe ce îi trece prin capul lui Lukashenko și el se apucă să invadeze prin nord, iarăși. Nu lui Lukashenko, dar lui Putin. Nu Putin, da, dar prin intermediul lui Lukashenko. Lukashenko exact, exact Deci da, da, da. prin intermediul lui Lukashenko și ar putea să... Și iată, atunci au spus că cam Lukashenko joacă iarăși în maniera sa practică. Acolo, acolo unde lui, e bine, el acolo Da, spune. unde ar fi mai ok. Și acum, după ce am făcut ofensiva aia, asta ucraineană, rușii, rușii sau blogerii ăștia ruși acuzau pe Lukashenko că le-a făcut joc ucrainienilor, că prin faptul că și-a retras de acolo trupele, le-a deschis calea la acestora ca să, -și, ca să ia trupele de acolo și să le plaseze aici regiunea asta la total uh -huh. curs cu și uh -huh. acuza, acuzații. Acum vedem că iarăși domnul Lukashenko a spus că Aducem înapoi trupile la hotar cu Ucraina că au trecut aceste drone, așa mai departe. E pericol. E pericol că... așa mai departe. E minciuni, dar încearcă și Semnic, să... da. Putin un pic l-a pus la da. da. <laughs> domnul um... Kașenko. Uh... The Times scria zilele trecute citând din surse militare ucrainene că în următoarele zile ar putea fi atacuri foarte violente din partea Rusiei, nu că ar fi primele dar de data asta ar putea viza și clădiri administrative, inclusiv Rada Supremă. Adică am putea să ne așteptăm la o escaladare de alt nivel putea, probabil că n-ar fi ceva ieșit din comun, că practic au atacat cam tot, în afară de, probabil, clădirile guvernamentale au atacat tot ce se putea. Bine, și astea nucleare, nu vorbim despre astea... Dacă ne aducem bine aminte, pare mi în Nicolaev o clădire guvernamentală în primele zile. Da, a fost, în primele zile a fost, a fost bambar, dar, Da, 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 și au murit mulți oameni Au murit mulți oameni, atunci a fost încercarea de a-l pe guvernatorul de acolo, un Kim. Vitalii Kim, da, era da. el farti, atunci, foarte, vocal. foarte vocal, atunci popular și... Au încercat să-l elimine rușii, doar că, din fericire noroc. pentru... Au avut noroc. Nu se afla acolo, da. A fost atacat. Mă refer la... A întârziat la lucru la dimineață sau ceva. La nivel în... la nivelul în Kiev Nu mă refer la... Prin legiune au mai atacat. Da, uh, da, da. Acum la nivel mare. La nivel mare, da. Adică ar fi, probabil, uh, pericolul acesta. Cred că și ucrainienii au anticipat chestia asta și s-au pregătit că rușii o să vină cu o ripostă. Ok, nu putem să vă... Uh, alungăm de acolo, o să lansăm un tir de rachete și drone asupra voastră că nu o să... De da, da. o să puteți vedea, adică o să-i atace agresiv și grav, cu cu, asta, cu distrugere grave, poate o să atace, nu știu, infrastructura civilă, iarăși. Până acum au atacat, au atacat practic tot ce se putea. Au atacat termocentrale, tot. baraje, au distrus barajul de la Kahovka, au atacat barajul de la... Petrovski, de acolo, cel mai mare baraj de pe râul, da, da. De pe râul Nipru. Și, practic, putem să ne așteptăm. Poate acum o să lansez atacuri, dar Chievul este un... Clădirile guvernamentale plădiri, sunt protejate. Chievul este un oraș foarte protejat, adică, practic, o bună parte din toate sistemele occidentale și nu numai fost, sunt concentrate în jurul Chievului pentru a-l proteja, pentru că este principalul oraș, este capitala, n-ar fi ceva neobișnuit pentru ruși în capitolul da. Asta. Cert e că în următoarea perioadă Putin fiind atât de, de enervat și înrăit ar putea să dea comandă la unele atacuri poate pe care încă nu le-am văzut până acum atât de, de, violente asupra civililor. Da, adică ar putea să anumi să țintească anumi să, se răzbune, să da. se răzbune, da, exclusiv ținte civilii. Nu că până acum n-am făcut-o, dar acum ar fi exact să aibă drepteinte, spitale, cine știe, clădiri, grădinițe și așa mai departe. Da, motiv în capul lui. Motiv, pentru... da, da, că practic el până pentru acum... Pentru el a atacat. El a atacat până, până acum fără motiv, practic tot ce era posibil de atacat, fără avea vreun, hai să spunem, motiv, fiindcă așa era... A dorea mușchiul lui, dacă am putea să-i spunem așa. Acum ar putea folosi doar ca pretext, nu că ar fi cumva supărat foarte tare. Sigur că se vede și fața lui că este uh, indispus și că l-au cam supărat uh, aceste știri da, sau informații despre, de pe nou front din curs, dar nu cred că asta l-a determinat sau ar fi ca un imbol pentru el să, atace un să lanseze un atac mai... mai masiv împotriva Ucrainei. Ar putea să o facă oricând, și, și fără motiv de, de genul dat. <gântuiesc> Vedeam că Rusia se pregătește să primească sute de rachete balistice din Iran cu raze de 120 de kilometri care pot fi ghidate prin satelit. Am văzut militari ruși trimiși acolo să, să fie antrenați. De ce au nevoie? Înseamnă că situația cu muniția la încă e Nu este una pe vedem, întâi au început cu dronele, practic nu aveau droni de atac. Dronele acestea care au atacat în mare parte, sunt atacate țintele din Ucraina, la inițial erau doar ucraineni, acum sunt ucraineni și plus producția internă, care au, ei au, așa, au cumpărat licența da, de la iranieni pentru a produce cele droni în regiunea Kazan, dacă nu mă greșesc acolo, la o, la o uzire, în care, apropo, sunt uh, implicați copii practic, putem să spunem că putem folosi acolo este un colegiu ceva. Spuneai ucraineni, de fapt rusești. Da, rusești, exact. Acolo, practic, vedem că sunt, este utilizată munca elevilor, da, care studia în acea instituție. Chiar Rusia au publicat materialul, video, a făcut știri din chestia asta pentru a motiva și a determina alți tineri să vină acolo să, să învețe și așa mai departe. Și acum, Ulterior, după aceste droni, au apelat la Corea din Nord pentru a fi obuzei pentru artilerie. Au luvat lângă obuze și rachete balistice. Dacă, din câte se pare, nu prea au fost... Unele zvai, zvai de capul lor. de, de capul lor, nu prea au fost foarte eficiente și nu prea au fost utilizați foarte mult. Chiar un raport a ucrainenilor, sigur că a să fie părtinitori aceștia, dar spuneau că o bună parte din ele au explodat în aer fiind din cauza... Da, sau la lansare. Sau la lansare, sau în aer, sau în general nu și-au atins ținta pe care erau căzut prin câmp sau prin pădure, și așa mai departe. Acum vedem Iranul care este un pic mai avansat la cap capitolul tehnologiei și încă în trecut ce drept vehicula care ar putea să primească uh, acele rachete, da, cu asta se primească rachete cu rază mică, cele cu rază medii de 300-500 de kilometri, și în acea, acea perioadă nu s-a întâmplat acest lucru, din varie motive, fie a fost transmis un semnal de partea de Unite sau a da, Israelului da, da. sau da. cine știe ce. Americanii i-au presărat. Acum videm, urmează să vedem ce o să fie, dacă într-adevăr aceste informații o să fie veridice și într-adevăr o să fie livrate acele rachete. Asta înseamnă că rușii nu mai au capacitățile necesare pentru care, care le-ar răspunde la necesităților lor de muniții, de rachete, dacă vorbim despre cazul ăsta, și sunt nevoiți să apeleze la Iran, cine știe cum o să îi plătească fie tehnologie, fie cu bani, cu bani cash sau ce înțelegeri avea acolo, sau deja, și asta, asta denotă însă și faptul ăsta că nu prea merge bine complexul lor militar industrial, adică nu prea... Nu reușești, nu, reușești să reușești, acoperi, de, dar, nu reușești să acoperi necesitățile frontului și necesitățile actuale. Practic, chiar unele informații acolo arătau că rachete sau uh, drone care au fost produse anul acesta sau luna trecută, uh, așa au fost peste luni, lună deja erau lansate, erau, pentru că toate uh, motoarele sau tot, tot ce este utilizat în acest rachete în construcția lor, este au anumite inscripții pe ele în care este indicată data, când a fost produs, când a fost instalat și așa mai departe și era 2023 și prin martie și în aprilie-mai deja era lansat asupra Ucrainei și ucrainienii au da, scos da. în evidență acest aspect și este clar că rușii nu prea mai fac față la momentul actual. Da, vedeam uh, ieri sau la ieri Zelenski spunea, el motiva că noi am fost nevoiți să aducem războiul pe teritoriul agresorului, să vadă ce e ce asta, asta. Pentru da. a, a convinge și populația să nu mai susțină agresiunea lui Putin. Da? Cu toate că ucrainenii nu fac ceea ce au făcut rușii: nu violează cambucea, nu bombardează obiecte civile și așa mai departe, nu chinuie, nu amenință civilii. Zelenski spunea cerea de fapt Occidentului să scoată aceste restricții de a ataca în interiorul Federației Ruse, mai ales în zona Kursk, pentru că au demonstrat ei că din Kursk au fost lansate până acum foarte multe rachete ale Armatei Federației Ruse. Da, asupra Chievului, asupra Harkov, asupra așa asta, sumă a regiunii din care într-adevăr, adică ei au una ta unul un dintre un scopurile deja derivate, hai să spunem, de a arăta rușilor că războiul nu se poate, de regulă în război, nu poate să, să ai bloc numai teritoriul unei Unii Trebuie să-și asume. Trebuie să-și asume că ar putea să se trezească într-o bună zi că o să ajungă și în casele lor, adică și, pe, și în localitățile lor războiul, ca urmare război pe care ei îl susțin și pe care îl încurajau, da, au fost încurajați de Putin să a fost dar -am încurajat, dar nu l-au încurajat pe Putin ca să lanseze atacuri. astea și să continui războiul. Și una ar fi asta, că noi vă aducem războ adu război, ați război, poftim, iată, ororile și realitățile războiului, și alta ar fi poate să determine sau populația și acei soldați sau acei bărbați care eventual ar vrea să se înroleze în armatic, că realitățile și ororile războiului sunt diferiți ceea ce se prezintă la televizor și așa mai departe, sau încearcă să creeze rușia să înseamnă că situația cu situația cu militarii din armata o să este una destul de <coughs> gravă, să spun așa, că sunt trimiși în, pe front ca într-un adevărat măcel, sunt utilizați persoane, sunt trimiși un atacuri cu persoane prăniți și așa mai departe, adică de care denotă faptul că nu prea stau foarte bine nici cu efectivele de, de, trupii a rușilor. Dar vedem, o, să, o vedem deja cum o să, ce o să răspundă rușii la asta, care o să, o să scadă nivelul de susținere sau nu, sau din contra o să fie la fel de indiferent de tot ce se întâmplă mm -hmm. mai departe de regiunea lor sau de casa lor, hai să spunem așa. Din punctul său de vedere, negocierile de pace aproape sau nu prea? Se vorbește despre perioada de după alegerile în Statele Unite, sfârșitul lui 2024, începutul lui 2025, că putea avea negocieri în care ar participa și Federația Rusă. Da, au fost, adică chiar și însăși Zelenski a spus că după ce Uh, acel forum pentru pace care a avut loc în Elveția, la următorul forum ar trebui să fie invitată și Federația Rusă pentru că da. el să aibă consistență, da, ca să aibă un sens acel forum sau să aibă o rațiune, da, de deci, ce au loc. Fără, fără participarea unui părți nu prea are sens asemenea evenimente și discuții, da. Dar acum, vedem cum pic situația, adică pentru mine, până la această ofensivă din curs, că era ce obțineam impresia asta că ar urma în viitorul apropiat, sau ce au puțin. De, mă refer la. Cedări teritoriale. Cedări sau anumiti. Cedări, hai să spunem, din partea ucrainei. Nu ne refer neapărat la cei teritoriale, dar anumiti. Da, concesii. Concesii ar putea să fi, că nu știu, noi renunțăm la. Noi, nu știm ce, ce, ce va fi acolo la, da, la, da, la negocieri. La un statut anumit sau la altos sau la teritorii, bună oară, dar după această incursiune și ofensivă în curs, lucrurile un pic se schimbă eu cred, și la nivel politic, și la nivel militar, și la nivel la toate aspectele. Practic, partenerii occidentali și aliații Ucrainei văd că Rusia nu este atât de tare cum pare ea și încearcă să creeze aprenzele. Ucraina are capacitatea aceasta de a lupta în continuare și de a obține anumite rezultate, hai să spunem, în ce țin la capitolul militar și teritorial, chiar dacă nu la ei pe teritoriul, dar teritoriul Federației Ruse, și faptul că armata rusă ar putea, depinde cum ar putea să reposteze, și ar putea să colapseze. De ce nu? Adică poate asta ar fi aia, picătura aia care ar, sau cea, cel pai care a stricat toată construcția aceasta lui Putin. Nu știi cum ar putea să fie, dar după mine cred că această ofensivă un pic a mai deplasat, dar mai întârziat un pic negocierile de pace, poate o să înceapă anumite negocieri în culise, uh -huh. adică așa pentru a crea cel puțin platforma, dar nu cred că o să înceapă în, în următoarea jumătate de an, cel puțin după alegerile din SUA, sigur nu o să fie și deja depinde cine o să fie uh, învingătorul deja atunci o să fie mai clar dacă o să avem fi... e, în notarea perioadă, de, asta negocieri de pace fie, o să, o să mai întindă Da, l-am văzut pe Putin ieri în acea discuție despre care spuneai tu că el era conștient că ucrainenii vor să fie pe picior înalt la negociere anume prin această incursiune și el zice că indirect noi nu avem ce discuta cu ăștia, într-un fel. Da, e, o chestie, e o chestie foarte... Aștia, e atât de adică deja amuzant, nu mai vrea negocieri într-un fel amuzant, sau altul. fiindcă după atacul rușilor, adică, după violență, violență da. după ce au atacat ucrainienii ăștia prin... se așteptau să nu-i atingă Sunt Să, să ne i și s-au adresat la instituții și organizații internaționale pentru a condamna acest atac, adică... Come on, voi... voi doi ani jumătate atacați, atacat uh, acest stat și atacați și distrugeți și creați și pierderi și materiale și oameni și așa mai departe. Și acum când ei au ripostat, voi vă adresați organelor internaționale pe care practic le-ați desconsiderat și le-ați evitat și nu -și nu, ați, nu ați dat doi bani pe ei în această perioadă și vă iau la ei că ei se condamne într-o măsură pe ucraineni și acțiunile lor care le-au întreprins. Adică, asta e teatru, deja domeniul absurdului ar ține, nu știu, cum da. ar vedea ceilalți. Da. Am văzut și acest schimb de deținuți dintre Occident și Federația Rusă, cel mai mare de după Războiul Rece. Mă gândeam eu că ar putea fi un început de încălzire a relațiilor ruso-occidentale sau nu? Nu cred. A fost contextual sau... atunci. Eu cred că a fost contextual fost câțiva cetățeni americani care au fost capturați, mai să spunem așa, de ruși un jurnalist inclusiv o, da. o, o dizidenții spi... care băga Putin în pușcărie. Da, exact. Și deja erau acei mercenari al lui Putin spioni, killeri personali. Killer, da, killeri care Putin s-a dus personal să-i întâmpine la Persoana aia, chiar a fost demonstrat și dovită instanță că el a omorât un om și putin s-a a dus și strâns mâna. Adică asta ar fi a fost condamnat în Germania, Germania pe viață. Exact, viață pentru umor în, a unei persoane și el i-a strâns mâna semn că apreciază asemenea acțiuni, le susține și o să facă tot efortul pentru aș salva a aș salva, -și salva da, și persoanele care sunt într atât de loiale. Așa că nu cred că a fost ar fi un semn asta de um, o apropiere da, între Occident și Federația Rusă, asta cred că a fost mai mult o, o situație de moment și de schimb asta de da. Ce spune, schimb de Putin și-a cerut ce îl interesează pe el și Occidentul a vrut să salveze oamenii. Da, o să salveze care... oamenii, exact. Adică nu putem spune prizonieri că nici nu, o bună parte din cei care i-a schimbat Putin nici nu erau cetățeni americani, nici germani, nici, nici, a Uniunii Europene, hai să spunem așa, dacă general, erau ruși care occidentalii au încercat să-i salveze, dacă am putea să spun Da, să-i din ghearele lui Putin, da. da. Exact. Bun. Uh, na. Și ultima întrebare pe care eu o adresez fiecărui invitat. Ce putem face fiecare dintre noi pentru a avea o lume mai bună? Oh, e foarte bună întrebare. Eu cred că trebuie să înceapă de la sine, dar trebuie să fii conștient de ceea ce fac, să fii persoane informați, fiindcă acum eu cred că ne aflăm noi într-o într-o situație extrem de complicată, da, în care practic mai toți încearcă să ne influențeze, să fim conștienți de sine, în primul rând, de ceea ce facem, să fim siguri de ceea ce noi, ce acțiuni facem noi, că le facem conștienți, le facem în interesul nu doar a nostru, ci și a celor populații, a societății, fiindcă, ca urmare, acestor decizii o să avem și noi de suferit sau o să avem de câștigat de pe urma ceea ce noi facem. Și sunt mai, mai bune după mine. Ar trebui să fie, da, ne într-o situație destul de... într-o perioadă, da, adică a istoriei destul de cruntă, dacă am putea să spunem așa, războaie, crize, uh, crize pandemice, economice, și așa mai departe. Și oameni oamenii un pic s-au înrăit, vedem creșterea extremismului și prin Europa și peste tot în lume. Da, eu îți mulțumesc pentru această discuție, îți doresc succes de acum încolo în tot ceea ce vei vrea să faci. Mulțumesc mult și mă bucur pentru această discuție și sper să ne mai revedem dacă o da, 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 da. fie cazul. Mersi mult. Da, mersi.